Salutare, dragi prieteni, deja am venit la un de animale, unde se vinde animale, un parc de animale. Deja am venit să mă uit câțiva câini aici, să văd, sunt și porumbei, și iepuri, și găini am văzut. Deja vedeți, aici sunt niște iepuri. Sunt niște iepuri mari. Vrea pe ei 1500 de grivini, nu știu cât în lei. Vrea pe 3 de ăia, vrea 50 de euro. Și mai mult. Mergem mai departe, vedem. Aici era alături de niște fier, niște ceră, nu știu ce, niște oale am. Iar am venit mai niște la iepuri aici să vedem, că câinii n-am văzut, câinii nu erau. Nu pe aici, îndată o să merem și la câini, poate, dacă o-mi găsi. Iepuri sunt foarte mult. Sunt niște iepuri. Ei sunt oale, biciclete de vândut. S-a spăreat omul ăla de cameră. Deja vedeți-ne, doi căței. Sunt de aia. Rasă de vânătoare. Iar iepuraș. Iepuraș. Păi nu o să fac mult video, că am de mers. Mai un pic să mai vă arăt aici ce mai este și trebuie să mă duc. Mai vă arăt un pic aici. Aici sunt tot niște iepuri. Mai mulți iepuri am văzut. Oamenii ca la țară, îmbrăcați în... iepurile. Deja nu se vede. Clicele acestea sunt făcute așa de interesant. O zis că cu asta iepurile, o zis ca să nu pun, am zis că ca să nu pun glasurile oamenilor, o zis că vrea pe doi iepuri, vrea 40 de euro. Da, sunt mari deja. Uitați deja. Uitați. Este destul de mare. 20 de euro unul. Dar vedeți, mai mulți iepuri sunt aici de vândut. Câini nu toare. Haideți, băieți, adunăm la acest video 500 de vizualizări și 100 de like-uri și... revin cu un nou video. Cam atât a fost, băieți, cu video de astăzi. Pa, pa! Ne revedem cât mai în curând. Pa!